Salut și bine ați venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena voastră și lucrez cu oamenii de 43 de ani ca profesor și psiholog. Tocmai am ieșit dintr-o sesiune de Camelia Coffee în care am vorbit despre speranță și încredere, picături de viață. De ce le-am numit eu așa? Dragilor, speranța egal înviere. Când un om speră și nu-și pierde speranța, el crede în mai bine. Practic, el este viu cu sufletul. Da? Se gândește că și asta trece, este o situație trecătoare, va veni soarele și pe strada mea, știe că după furtună iese soarele, știe că după greu și după o situație întunecată, vine și binele și lumina. Ce înseamnă încrederea în credere înseamnă să dau curaj cuiva, să împuternicesc pe cineva, să-l ajut pe un om să depășească o situație grea pentru el, un moment delicat din viața lui și de aceea, dragilor, avem nevoie să fim încurajatori. Am rugămintea să încurajați oamenii, să le dați speranța că se poate și asta va trece, va veni și binele în viața ta și credeți că foarte mult face acest un singur cuvânt măcar de încurajare. Poți. Eu știu că tu poți să depășești, să depășești acest moment delicat care este acum în viața ta. Vă pup și să ne fie de folos!